Mitsu devine o țestoasă ninja. În țestoasele ninja, când aruncă cu un shuriken, trece prin pepene complet. Și hai să vedem dacă e reală chestia asta și în viața reală. Eu zic că e greu să treacă, mă, complet prin pepene. Ia vezi, tată, cum a intrat. Dar doar a intrat un pic în el. Nu a trecut complet așa să iasă prin partea asta. Cred că e imposibil. Doar atât a intrat, doar până aici. Doar maestru de la Chiquichan. Da, deci mitul este fals. Cel puțin eu nu pot.